Ne conectăm! Așa! Salut! Prieteni! Cum se strânge asta? Așa! 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 Bună ziua, noroc! Pentru foarte mulți dintre voi este vineri. Și pentru mine, de fapt, cam pistitat pe planeta mui vineri, în afară de, poate, Irkutsk, Kamchatka, dar pentru mulți dintre noi e vineri. Și majoritatea dintre noi nu trăiesc în Irkutsk, Kamchatka. Așa că, repet, azi e vineri. Și pe voi tare nu vă trage să vă uitați la un live pe Facebook. Sau vă trage. N-are cum să nu vă tragă, prieteni, pentru că săptămâna asta, da, ne-a inundat noutăți, le-am aflat, de fapt, cât suntem noi în Republica Moldova între Nistru și Prut cel puțin, sau cel puțin am aflat ce spune Biroul Național de Statistică după 3 ani de evaluare. 3 ani Biroul Național de Statistică a luat să calculeze exact câți moldoveni sunt. Asta după și numai vreo 4-5 de moldoveni, de fapt, au răspuns. Sau according to IMAS, asta e o cantoră care face și sondaje de opinie, apu în Chișinău, în general, numai vreo 60% din populație își amintește că la dânsul a fost recenzorul, omul ăsta cu recensământul, care se colectează datele. Ei, da, asta nu contează. Până la urmă, noi nu știm câți moldoveni sunt exact în Moldova, noi știm cu siguranță că sunt mulți moldoveni în afară ei și obțin, ei se fac simțiți dacă începi să călătorești și ajungi prin centre mari, mondiale, de astea, de al de nordul Italiei sau Moscova, sau Statele Unite, Chicago, Seattle, New York, o groază de moldoveni peste toată lumea. Dar nu e despre asta azi discuția noastră. Eu vreau voi să nu treceți cu vederea ceva și probabil mulți dintre voi trec cu vederea, pentru că stați pe net prea mult, vă uitați la Nicki Minaj, tot felul de videoclipuri, you're giving me the good shit, giving me, și scăpați the real good shit, înțelegi? Da, ai noștri rude care au mai rămas prin Moldova, oameni care au uitat unde e telecomanda, apu, să uite la Prime. De luni până vineri, la Prime există o emisiune matinală. Ce înseamnă emisiune matinală? Eu mă numesc Andrei Bolocan, pentru așa care nu mă cunosc și pentru așa care mă cunosc, eu tot mă numesc Andrei Bolocan, nu mă mai numiți Ferdinand, eu mă numesc Andrei Bolocan. Și eu am avut șansa să lucrez la emisiune matinală, la o televiziune care înainte era televiziune, Jurnal TV se chema. Apoi că eu țin minte cum eu mă trezeam de dimineață, încercam să mă trezesc mai întâi eu și după asta încercam să-i trezesc pe cei care pe mine mă urmăresc. Și că la Prime, la fel există o asemenea emisiune. Se cheamă Prima Oră. Prima Oră se cheamă această emisiune. Și invitatul din această săptămână, sau unul din invitații în această săptămână, este acest domn, prietenul emisiunii noastre, Constantin Țuțu. Cu un trecut sportiv, glorios, sau mai puțin glorios, fiecare judecă după statistici și date, eu puțin îi cunosc, ca să auzăm poate în interviu mai multe detalii, dar actualmente acest domn este deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Și când vine vorba de deputați, cum să nu-i chemi la TV? Cum să nu vrei să te uiți la un interviu cu un deputat? Ia mâna sus, băgați câte un like. Cine vrea să vadă un interviu cu un deputat? Toată lumea, hai, turnați de like-uri. Toată lumea vrea să vadă interviuri cu deputați, pentru că deputatul și ăsta, alesul poporului, reprezentantul nostru în forul legislativ, așa e? Pentru că noi l-am ales, noi avem încredere în trânsul, el vrea să zic, el e pentru noi, noi pentru dânsul, coeziune, lucrăm, simbioză, dragoste, amor, apșiaca. Dar adesea la emisiuni, când se invită un invitat, când vine un om în emisiune, mai ales într-o emisiune care ține de actualitate, emisiune care e de luni până vineri, apoi invitatul își are rostul printr-o noutate. Să zicem că ești un artist și ai lansat un nou videoclip. Salut, interpret! Cântă ceva la microfon. Fericitări, la revedere, te așteptăm data viitoare cu o nouă piesă sau what the fuck you're doing. Whatever the fuck you're doing. În cazul dat, Constantin Țuțu vine la interviu la Prime și zici, oh, și-a lansat Constantin o nouă ștangă. Ce a lansat Constantin Țuțu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova? Pentru asta trebuie să urmărim împreună acest interviu. Așa cum eu am puțini prieteni, îți puțini, dar stare niți dragi și îți departe de mine, voi, internetul, compensați lipsa acestor prieteni și eu vreau împreună să facem un screening la acest interviu, n-are decât 7-8 minute. Vă rog frumos să fiți alături. Like-ul sus dacă vreți să-l urmărim. Îl urmărim. Dacă nu vreți, stângem live-ul și ne ducem fiecare în treaba lui. Că azi e vineri, eu mai eu. Urmărim? Urmărim. Mersi frumos. Hai să începem cu începutul.
Minutul 0. Ne asigurăm că este sunet? Este. E mai lentă, e mai lent până aici de mea. În Canada și aici de mea aerul este lent. Înțelegi? Aici lumea nu zgrăgește. Aici lumea știe că e stabilitate și nu zgrăgește. Iar în cele ce urmează, la prima oră, avem deosebită plăcere să-l reîntâlnim pe Constantin Țuțu. Bună dimineața, bun venit! Salut, salut! Nu ți-ai pierdut formă, chiar și după ce ai devenit politician, antrenamentele continuă în același ritm? Sigur, sigur, fac antrenament regulat și am o viață activă în politică și în sport la fel, nu am uitat nimic. Ok, intrarea în interviu e destul de smooth, tradițională, banală, dar destul de ok pentru toată lumea. Noi aflăm Constantin că domnul Constantin Țuțu continuă antrenamentele, el este în formă, chiar dacă a devenit politician. Eu nu știu, este vreo statistică despre oameni care erau în formă înainte de a deveni politicieni și după asta și au pierdut forma? Hăză. Ok, hai să nu intrăm chiar așa de adânc, nu ne agățăm noi de cuvinte, dar urmărim în continuare interviul și nu uităm să ne întrebăm o chestiune jurnalistică. De ce noi vedem acest interviu azi, da? Cum zice Poznar, mă tine, că dacă nu greșesc, jurnalistul ăsta din Rusia, el de fiecare dată când vrea să facă un subiect sau să vorbească lumii la televizor, el zice, почему это важно сегодня? Asta e întrebarea care trebuie, la care trebuie un jurnalist să răspundă în mare măsură. De ce asta e important astăzi? De ce noi vedem asta? E vreo premieră, un cântec, un film de scurt metraj pe care îl face Constantin? Încă nu știm. Hai să urmărim, să vedem ce ne așteaptă. Te-ai îndepărtat din sport în momentul în care ai dat centura, ești mai ocupat în țară? De fapt nu este așa, am făcut sport profesionist practic 10 ani, am luptat 10 de lupte și am obținut 6 centuri de campion mondial la KFK, K1, am obținut Cupa Lumii, am avut o experiență frumoasă în... Hai nu vă agățați, băi, de cuvinte Cupa Lumii, am uștăți să începi să facă glume Cupa Lumii, o zis-o Cupa Lumii, poate există Cupa Lumii la... Există Cupa Lumii, nu? Există o Cupa Lumii pe care au luat-o. Eu am o problemă. Eu înțeleg că Constantin a participat la competiții, dar diversitatea acestor competiții de K1 și lipsa de credibilitate a multor competiții și faptul că aceste competiții sunt într-o atât de mare cantitate pe tot globul, nu tocmai el face un campion mondial. Adică, nu știu, eu nu sunt mare specialist, nu prea urmăresc, dar judecând după cantitatea de UFC-uri, K1-uri și nu știu ce, și atâta timp cât în Bacău, Brăila, Vaslui se întâmplă campionatei mondiale de nu știu ce și la Chișinău tot se întâmplă, eu am început să-l caut pe Google pe Constantin și în foarte puține site-uri mondiale, nu știu de care, poți să-i vezi numele. Din câte țin minte, cel mai înalt ranking al lui era numărul 8 mondial la nu știu și nu știu cum pe un site. Asta era în 2012 se întâmpla. Cred că era floarea carierei, vârful carierei pe atunci al lui Constantin Țuțu. Vă rog să mă corectați dacă greșesc. Dacă găsiți un clasament mai serios, mai cu pondere, în care Constantin Țuțu este campionul mondial și în care despre dânsul știu mai mulți oameni decât directori de la operă și balet și colegii lui de breaslă, oamenii din sala de sport și colegii de la Partidul Democrat, vă rog să mă ajutați să aflu. Pe Wikipedia scriu câteva detalii, dar pe Wikipedia nu știu ce bandit acolo o vandalizat. Scrie Constantin Țuțu, also spelled as Constantin Țiom-Țiom, cineva în engleză o zis. Ca și cum Constantin Țuțu se citește în engleză ca Constantin Țiom-Țiom. Mi se pare un banditism și un vandalism cum nu o s-a mai văzut. Hai să urmărim în continuare interviu. Cariera mea sportivă, dar a venit și momentul când trebuie să iei o decizie. Și am decis să fac o pauză, am citat centura în favoarea lui Aurel Ignat, deja cum știți. Stai aleacă. Ce înseamnă deja cum știți? Mulți nu cunosc despre asta, Constantin. Sau... Stai puțin, nu, eu nu vreau să spun asta. Nu, eu nu vreau să vă ajut pe voi să credeți asta. Eu nu spun asta, nu mai ales că mâine 1 aprilie, eu nu spun asta, eu nu scot asta pe gură. Nu, ba da, eu spun asta. Probabil acest interviu a avut și o doză de pregătire. Probabil pe parcursul acestui interviu o să ne dăm seama că invitatul, intervievatul, a cunoscut într-un fel sau altul întrebările care i s-au adresat. Vă dați seama astăzi și e adevărat? Vă dați seama astăzi și e adevărat? Noi încă nu știm. Noi urmărim mai departe interviul. Pentru că este colegul meu de club, ne antrenăm la același antrenor, am decis că el să meargă în continuare și să lupte. Și eu, totodată o să am mai mult timp ca să-mi acord pentru Partidul Democrat, pentru colegii la partid și să mă implic mai activ în proiectele care mi stau în față. Oh! Gata! Ok!
aici vedem un shift, da? O învârteală. Gata, am înțeles. Deci, deja nu se mai vorbește despre sport, am înțeles, Constantin e în formă, a lăsat sportul și s-a dedicat, a luat o decizie, s-a dedicat activităților în favoarea Partidului Democrat. Ok. Nimeni nu a zis că el pentru oameni ce va face. Va face pentru partid. Hai, vedem mai departe. Curi la Valea Morilor, alergând. Că în formă trebuie să te reții, chiar dacă faci o pauză în, să zicem, sportul profesionist. Mersi, într-adevăr așa și este. Mereu fac sport, practic zilnic, în loc de masă prefer să fac sport, să merg la sală. Deja știți că am deschis un club care îmi poartă numele și sunt colegii de la club, mereu fac sport, nu pot să trăiesc fără sport. Wow, Constantin postește într-un fel, așa se poate spune, da? El în loc de masă merge la sală să fac sport. Eu am mai auzit de asemenea cazuri, eu acum m-am fixat recent pe niște documentare despre nutriționism, tot soi de diete. Mă interesează tema asta și Constantin zice că el nu merge la masă, dar merge la sala de sport. Asta e aplaudabil. Eu poate aș fi vrut aici, eu gen, omul care îl intervievează, să-l întrebe, Constantin, dar cum reușești? Că toată lumea zice că pentru a face sport trebuie să ai nevoie de energie. Energia vine din mâncare, de unde tu ții energie, una alta. Dar noi nu intrăm în asemenea detalii, poate numai asta pe mine mă interesează. Poate numai eu sunt așa ciudat care a observat cu omul, a zis că el nu mănâncă, dar faci sport, băi! De ziua femeii, de 8 martie, ai organizat un eveniment foarte important în acel club. Vin tinerii, se antrenează? Sigur, am deschis acum recent un club care îmi poartă numele și mereu mă strădui să fac evenimente, proiecte noi pentru că în Republica Moldova probabil trebuie să fie mai multe așa gen de proiecte pentru că tinerii să aibă ocupație, să facă sport, să aibă un emoție în toți de viață. Ok, scuzați, iarăși, poate asta e doar problema mea, dar banalitățile astea cu modul sănătos de viață, care noi îl auzim de cât suntem mitei, o leac obosesc și dor urechea. Noi suntem o leac mai inteligenți. Tu ești domn deputat, tu ești om de la televiziune. Noi nu putem pur și simplu strântim asta pe gură în mod sănătos de viață și atât. Spunem că o sală de sport, unde de fapt tu ești învățat niște sporturi a căror consecință sunt contuzii cerebrale și alte răni și nu știu ce, cum demonstrează studii de fapt, tu nu poți spune că asta de fapt din asta rezultă un mod sănătos de viață. Pot spune că pe oamenii motivează să fac sport decât să facă altceva, în primer, drogurile care sunt foarte rele. Ați auzit de droguri, tare rele drogurile. Odată am încercat, prima dată mi s-a părut rău, dar după asta a doua oară, a treia oară, nu, de câteva ori nu mi s-a părut tare rău după asta. Dar după asta am zis tare rău. Apiacă. Și nu e clar tot și cu speculația asta, dar iarăși, intrăm prea tare în detalii. Nu, cine îl interesează modul sănătos de viață în detalii? Noi zicem sintagma asta și la TV, la cel mai urmărit TV din țară, Prime! Prime, măi, Prime! Televiziunea asta care retransmite și el mai urmărit Post TV din Rusia. Rusia, ți-a văzut țara asta care a pus labele peste noi și, cum o cheamă, Plahotniuc a zis că el e cu Europa. Cu Rusia așa, parteneri, druși, dar, vă rog frumos, cu Europa mai mult cu americanii. Dar între timp, eu o să retransmit cel mai popular post de televiziune din Rusia. O să am relații bune cu Metropolia. Și o să-l ajut pe Dodon să devină președinte. Oh my God. Iaca care-i jelea. Mergem mai departe. Hai să ascultăm interviul. Să fac acest lucru. Și acum, vizitând țara și în interes de serviciu, ca să zic, în calitate de om politic, care sunt șansele unui tânăr să-și găsească rostul la noi acasă? Op. Aici pe voi tare vă interesează răspunsul. Pe mulți dintre voi, pentru că eu știu că mulți dintre voi fac parte din așa zeci de mii care sunt plecați la Moscova pe 3-6 luni sau chiar mai mulți ani, sau mulți dintre voi fac parte din așa care sunt 10, 20, 30 de mii de prin Italia, imigranți de a doua generație care au terminat facultățile, care deja sunt căsătoriți și au copii, care au imigranți de a treia generație la dânși în burtă, sau mulți dintre voi fac parte din acele mii de tineri care au plecat după 7 aprilie 2009 și au suit pe trac în Statele Unite și au pus cruci pe tot ce înseamnă Republica Moldova și din când în când îi mai rupe dorul la un Igor Cuciuc, la o bucată de colivă, la o bucată de pască, dar ei văzând un Constantin Țuțu la televizor sau pe internet, apoi nu prea tare să gândesc urgent să-și cumpere bilete înapoi acasă. Și iată, Constantin este întrebat despre perspective, despre ce ar putea vedea tinerii
în materie de viitor în Republica Moldova. Un deputat este întrebat asemenea fișcă într-un interviu care deocamdată timp de 2 minute jumate este despre nimic, adică el nu e legat de actualitate. Pur și simplu un om a venit în fața altui om și asta vede toată țara discuția dintre dânși doi. Și asta se cheamă interviu cu un deputat. Și că deputatul răspunde, da, hai. Mersi de întrebare, este o întrebare foarte bună. Wow, Constantin, e lecții de dicție. Iertați-mă, dar eu sunt nevoit să întrerup aici. Constantin, e lecții de dicție. Constantin citește destul de mult, judecând după pozele lui pe Instagram în care are cărți pe genunchi. Asta e foarte fain. Dar Constantin, citind foarte mult, trebuie să ai un vocabular bogat. Tu nu poți mulțumi chiar după fiecare întrebare, după fiecare afirmație. Pur și simplu răspunde, nu? Faptul că tu mulțumești după fiecare întrebare poate să ne duc pe noi cu gândul la tot fel de alte îndoieli apropo de tine, apropo de sinceritatea răspunsurilor tale, apropo de sinceritatea felului în care acest interviu este făcut, apropo de faptul că poate tu ai știut întrebările în avans. Dar nu, hai să nu grăim prostii, nu putea Constantin Țuțu să știe întrebările în avans la interviul în cadrul unei emisiuni la o televiziune care îi aparține lui șeful lui. Nu-i posibil asta, băi. Dați-vă cu ceva tare și fierbinte peste țamă. Că am putut să fac o carieră aici, este o întrebare foarte bună. Eu sunt un exemplu, probabil, că am putut să fac o carieră aici în Republica Moldova în sport. La momentul de față îmi fac o carieră în politică. Sigur, tinerii trebuie să muncească mai mult, trebuie să aibă încredere în ei, trebuie să aibă mai mult curaj, să nu se mulțumească cu puținul, pentru că, într-adevăr, acum, ca niciodată, Republica Moldova sunt mai multe oportunități ca să te dezvolți și nu numai în sport, și în politică, și în business. Deja avem foarte, foarte multe exemple pe toată Republica Moldova, tinerii sunt implicați. Acum, mai mult ca niciodată, în Republica Moldova există oportunități de dezvoltare. Revenind la prima catletă cu care am început discuția de astăzi, mulți dintre voi s-au conectat mai târziu, poate n-ați auzit. Ați auzit? Și-o spus datele recensământului. Ați auzit câți suntem în Moldova sau câți au mai rămas în Moldova, da? Probabil moldovenii s-au orbi și nu văd oportunitățile. Sau a doua variantă. Dar care e a doua variantă, noi încă nu știm. Noi știm peste câteva zeci de ani, atunci când probabil moldovenii vor forma celule de diaspor în mai multe alte orașe și unii dintre dânsi vor întoarce, alții nu. Atunci vom ști cu siguranță și au avut în vedere Constantin prin cuvântul oportunități, care acum în Moldova sunt mai multe ca niciodată. Business, politică, sport. Pur și simplu unii dintre voi nu le văd. Mulțumim, Constantin, pentru răspuns. Eu cred că era normal și eu gen să-i răspundă cu aceeași monedă. Ceva cu să-i mulțumesc pentru întrebări și eu gen de fiecare dată zic mulțumesc, Constantin, pentru răspuns. Mergem mai departe. Și revenind totuși la sport, pentru că sportul înseamnă sănătate și sănătatea este perspectiva unei națiuni. Fac tinerii sport la țară? Iată, deși trebuie platitudinea asta, nu deși, noi suntem oameni maturi, citiți, avem vocabular bogat, am călătorit, deși să folosim platitudini de astea, deși simt așa de plaț. Bună ziua, tinerii fac sport, bună ziua, apa este udă, eu înțeleg că este emisie directă, emoții, interviu pregătit, dar chiar așa, come on, dă-ți silința, măcar în momente în care pot să jonglez cu informația și cu talentul oratoric, dă-ți silința și variat, și bogat în exprimare. Și înseamnă, bună ziua, fac tinerii sport la țară? Da, o căldare cântărește 12 kg. Duci, scoți o căldare de la fântână, o duci înapoi, o verși unde ai de vărsat, duci de mâncare la pui, la găini, la nu știu cui. Da, asta e sport. Ai un bătrân care trăiește cu tine în casă, trebuie să-l conduci să speli la fund, să-l speli tu la fund, să-l scalzi, asta e sport, asta e sport. Da, acum deja dacă sunt implicat activ în politică și cu Partidul Democrat mereu mergem prin sate, raioane, văd foarte mulți tineri care fac sport, care au o sală de sport, care țin foarte mult la această sală. Ei, poate nu e chiar dotată, dar există o încăpere unde poți să faci ceva. Știți ceva, timpul urmă, poate 2-3 ani urmă, erau condițiile mult mai grele și mai grave, dar acum vă spun că tinerii s-au învățat să găsească soluții, adică fie că
consiliu local, ori raional, ori agenți economici care sunt acolo local, îi ajută să dezvolte, sigur. Am și eu foarte multe solicitări. Nu știu dacă ați observat, Constantin a enumerat drept actori importanți în soluționarea problemei sau actori importanți în contribuția asta la faptul că tinerii să fac sport prin sate. Constantin a enumerat consiliere raionale, deci administrația publică locală. Și nu știu dacă cunoașteți, dar Partidul Democrat, din care Constantin Suț face parte, a putea ține control în mare parte la tot administrația locală asta. De gradul 2 mă refer, da? Consilii raionale, municipale, sătești, apiaca. Nu știu ce Constantin a spus asta, din pură întâmplare, probabil. Mă strădui să-i ascult, să-i aud, să-i ajut, mă implic în măsură posibilităților. Ne bucurăm foarte mult. Și acum, din momentul în care ai devenit om politic, ești un exemplu pentru unii tineri să-ți urmeze drumul, calea. Ai și niște idei pentru ei, niște sfaturi? Sau cum pre... Oh my God. Privește în general această mutare. Despre ce a fost întrebarea asta? Ai idei, sfaturi pentru tineri? Cum privești mutarea în politică? Eu îmi pierd vocea, serios. Știți, eu probabil am găsit o echipă foarte puternică, foarte curajoasă, cu o experiență solidă în politică. De asta și am decis să mă implic. Vorbesc de echipa Partidului Democrat, pentru că alături de ei mă simt așa mai convins în mine, în acțiunile mele. Am acumulat o experiență vastă în politică și vreau să vă spun că, într-adevăr, nu mi-a fost frică să mă implic aici, de asta și îndemn și tinerii ca să, cum am spus, nu se mulțumesc cu puținul, să meargă, să facă, să încerce ceva să facă. Pentru că, de ce spun lucrul ăsta? Pentru că alături de colegii mei de la partid am învățat foarte, foarte multe lucruri. Și nu numai ce este legat de sport, dar și politică, și socială, și multe alte. Alături de colegii de partid am învățat multe lucruri. Și nu numai ceea ce e legat de sport. Adică, logica civacului, el în primul rând la PD a învățat sportul, după asta politică, dar înainte de asta a zis că are experiență vastă, acumulată, vastă, în domeniul politicii. Și asta. De ce? De ce acest fenomen există? De ce omul ăsta este mandatat de popor să fie deputat, ales a poporului? Eu știu de ce. Pentru că a fost pe liste și nu a fost uninominal. Că dacă aveți și uninomi precis, ia să vedem, poate în interviul ăsta să aflăm răspunsuri și la astfel de întrebări. Oameni gospodari care se gândesc într-adevăr la Republica Moldova. Într-adevăr, să nu ne oprim doar la sport sau doar la tineri, care sunt în general așteptările oamenilor. Întrebare. Să nu ne oprim la sport, să nu ne oprim la tineri, care sunt în general așteptările oamenilor? Prieteni, eu vreau să vă întreb, la și voi vă așteptați? Dar răspundeți sincer și nu răspundeți cu întrebări. Spuneți-vă, rog, la și voi vă așteptați? Vă așteptați ca eu să clipez din ochi? Vă așteptați ca eu să mă îndoi mai tare? Vă așteptați ca live-ul ăsta să continui, vă așteptați ca mâine să fie sâmbătă, vă așteptați la pătlăjele murate, vă așteptați la o scăldătură în Nistru, la ce vă așteptați, serios? Dar, în general, la ce să așteaptă tinerii? A? Asta am vrut să vă întreb și eu cred că e important să răspundem la această întrebare. Dar, înainte ca noi, oamenii de rând, să răspundem la asta, hai să răspundă deputatul. Domn deputat, ei! Cu facultăți în spate și mă tin că chiar cu doctorantura în drept, dacă nu greșesc, mă tin că de-am reușit sau nu reușit să termine. Hai să ascultăm! Hai! De două ori pe săptămână, cel puțin în țară. Știți, merg de două ori pe săptămână, cel puțin în țară. În sate, localități, raioane, am întâlnit cu diferiți oameni. Sigur, tema discuției este diversă, dar fiecare raion în parte au problemele lor cu care se confruntă. Fie că au nevoie de grădiniță, reparație, școală, lumină stradală, canalizare și multe alte lucruri. Și chiar o sală sportivă.
Eu mă strâng de tot timpul să-i ascult, să-i ajut cu ce pot. Mă implic foarte activ și cu colegii mei de la guvern să-i ajutăm. Totuși sunt anumite proiecte... La întrebarea care sunt așteptările oamenilor, Constantin Țuțu a zis că el de două ori pe săptămână merge în sate, se întâlnește cu diferiți oameni și încearcă să se implice colegii de la guvern să-i ajute pe oameni. Numai nimeni îți pare sau discuția asta este atât de paralelă ca e ca așa. A? Nu, scuzați, poate eu insist, poate eu șer prea mult de la o discuție la cel mai urmărit post TV din Moldova. Iomana, bro! De ce? De ce asta se întâmplă? Drastu-ti, deușca! Скока vremea! Спасибо, мнени холодно! Drastu-ti, deușca! Ce-a fost asta? Asta e o întrebare întâmplată și asta e un răspuns întâmplat. Asta e o realitate. Noi nu vedem nici... Asta nu e ficțiune, asta e realitate. Asta se întâmplă, asta e adevăr. Ok? Nu e montaj. Asta e adevăr. Ce le promovezi și pe care le susțin? Op. Stai, că noi am urmărit 3 pătrimi din emisiune și au mai rămas o pătrimi din interviu. Și răsună o întrebare. Scuzați, aici din cauza, aici de mea, stai câteva cuvinte din întrebare. Hai să ascultăm. Mă implic foarte activ și cu colegii mei de la guvern să ajutăm. Totuși sunt anumite proiecte pe care în mod special le promovez și pe care le susțin. Totuși sunt niște proiecte pe care în mod special le promovez, le susții. Și noi suntem oameni inteligenți și gândul ne duce la... Mersi de întrebare, exact, mulțumesc de întrebare. Dar întrebare nu a fost, Constantin, nu știu dacă ai observat, dar Eugen a zis, totuși există niște proiecte pe care în mod special le susții. Asta nu e întrebare. Totuși, Constantin, ai costum albastru. Asta nu e întrebare. Totuși, Constantin, stai așezat pe cur. Asta nu e întrebare. Nu trebuie să mulțumești pentru ceva care nu există. Calitatea mea de deputat sunt membru Comisiei Securitate Națională și Apărare și Ordine Publică. Mă implic în toate proiectele care sunt la Partidul Democrat. Sunt A câta oară zis Partidul Democrat? Sau nu s-a părut? Nu s-a părut, iertați-mă. Autor la mai multe proiecte unde am participat și eu. Sunt autor la mai multe proiecte unde am participat și eu. Da, eu adesea mănânc mâncarea pe care o înghit. Da, așa ne se întâmplă în viață. Acum recent chiar am semnat proiectul cu privire la votul uninominal. Și am auzit noi votul uninominal. Vedeta serii, votul uninominal. În sfârșit ne-a potolit setea informațională. Spasibo. Nu ne nada grustit, ce te grustiși, ei, ne nada. Zâmbirui rtom, davai. Republica Moldova. Deja știm că oamenii îl agrează foarte mult, le plac acest proiect, pentru că iarăși, dacă umblă prin țară, oamenii spun că într-adevăr este un proiect foarte bun. Deja... Prieteni, eu știu că mulți dintre voi nu au răspuns la acest sondaj și înainte de a trăda cifrele lui Constantin, care sunt sute de mii de moldoveni care au zis că susțin votul uninominal, schimbarea sistemului electoral, propunerea Partidului Democrat, rep din comentarii, dacă susțineți, pur și simplu scrieți cuvintele, mie asta place, eu susțin. Și atunci noi știm că și mai mulți oameni care susțin asta, mie asta place, și atât, cu caps lock scrieți, cu litere mari. Să vadă, Constantin! Democrat a acumulat 530-40 de mii de semnături în susținerea acestui proiect. Azi, Biroul Național de Statistică ne zice că în total moldovenii sunt 2,9 milioane, mai puțin de 3. Dar 540 de mii de moldoveni deja au semnat în mai puțin de 2 săptămâni, 3 cât este acolo. Pentru această propunere. Yes! Mâna asta, săptămâna viitoare, Partidul Democrat o să demareze dezbateri pe marginea acestui proiect. Unii ori să fie invitați partide politici, societate civilă și foarte mulți oameni care sunt interesați de acest proiect. Constantin, tu unde mai găsește timp liber? Mersi, într-adevăr. Mersi. Câte perle, nici nu te aștepți. Adică, se prepară băieții, se pregătesc ghinișor. Scriu un calendar ziua.
Pregătesc ora, minutul, nu știu cum, dar pare omul naște perle. Nu, omul ăsta e făcut pentru asta și noi trebuie să-l iubim pentru aceste perle. Mersi. De unde mai faci și Constantin timp de timp liber? Unde în toată activitatea asta lui plină pentru tine, pentru mine, el mai are timp de timp liber? Timp liber, dar mă străduiesc să merg la mama mea, să stau cu ea, să petrec timp cu ea. Nu ne uităm părinții. Asta pentru mine acum este... V-ați auzit? Constantin zice că mă stărui să-mi fac timp să vizitez pe mama mea. Un lucru aplaudabil, apropo. Dar asta nu înseamnă că noi pentru asta trebuie să-l votăm sau să-l respectăm ca politician. Pentru asta trebuie să-l respectăm ca om. E super bravo, maladeț, îți faci timp să vizitezi pe mama. Trebuie să ne cinstim părinții. Și Eugen zice că da, părinții, lucru important, da. Și asta și zice... Asta și discuții la 4 dimineața într-o sală de nunți, știi, când toți zbeți de mulți discuți despre părinți. Bă, trebuie de iubit părinții, părinții sunt cel mai important. Bă, cel mai important lucru ăsta, sănătatea. Sănătatea, dacă n-ai sănătate, n-ai nicăi, n-ai nici jos, nici sus, nu-ți iesă. Dar dacă ai sănătate, îți iesă și ai. Dar părinții sunt cel mai important. Dar cel mai important, sănătate. Dar cel mai important ca părinții, sănătatea părinților. Ia ca așa, băi băieți, ia ca așa o discuție, auzăm noi dimineața ei, la cel mai urmărit post de televiziune. Cel mai principal lucru, adică să merg cu ea, să o ajut cu ce pot, pentru că ea este unică, care mereu retrăiește pentru mine. Acum și mai apar știri nu prea bune, ceva, stea și plânge prima ce face, mă sună. Mă străduiesc să fiu alături de ea când pot și să o ajut cu ce pot. Mulțumim foarte mult pentru prezent. Super bravo! Ca să nu lăsăm încheierea, da, pe seama lui Eugen, dar să o închei eu mai întâi după asta Eugen. Noi am urmărit un interviu din această săptămână, nu mai țin minte, miercuri sau joi, cu deputatul Constantin Țuțu, care nu a făcut nimic nou în viața lui încât să apară la un interviu într-o emisiune de actualitate zilnică, da? Dar cu toate astea a venit la interviu și ne-a vorbit despre faptul că el nu și-a pierdut forma de când a venit deputat, unul la mână. Doi la mână, el are o vastă experiență acumulată datorită muncii alături de colegii lui din Partidul Democrat, care sunt oameni super faini, care pe dânsul motivează și se gândesc la Moldova și pe dânsul face și se gândească și el la Moldova asta. Asta doi la mână. Trei la mână. El face parte din mai multe proiecte din care el face parte. Noi asta am înțeles. Proiecte parlamentare pe care el chiar le-a semnat. Unul dintre ele pe care el le-a semnat este proiectul de schimbare a codului electoral pentru a trece la sistemul de vot uninominal. Și noi am mai aflat Constantin are timp liber. Acest timp liber el dedică mamei. Super fain. Nu pot să nu termin pe o notă mai pozitivă, mai faină, un asemenea interviu. Nu? Nu poate să nu-ți placă un asemenea om. Dar tu nu vezi un om, tu vezi un deputat, un funcționar. De fiecare dată când tu faci o activitate economică legală în Republica Moldova, asta înseamnă că tu nu vinzi lumânări sau nu iei bani pentru exorcizare, dar activitate economică legală, da? Tu plătești taxe, o parte din aceste taxe îți duc în foarte multe lucruri. Salarii la poliție și nu știu care, întreținere, drumuri. Și aici stare salarii din taxele tale, amele. Da, eu rar vin în Republica Moldova. Odată într-un an, odată în 2 ani, dar reușesc să am activitate economică acolo. Și plătesc taxe și ceva e că aici mă zgârie când văd oameni care trebuie să fie funcționari și tratați ca atare. Funcționari, înțelegi? Noroc, bună ziua! Tu ești funcționar, cu ce te mai ocupi? Și ai venit în fața mea azi. Ai ceva nou dispus? N-ai? La revedere! Du-și, te ocup cu ce ai de ocupat. E săptămână de lucru. Deși eu sunt la lucru, tu nu ești la lucru. La revedere! Zilele astea ascult la canadieni radio de stat. Noi aici avem o radio tocică, suntem ca niște staricioși cu NATO, ascultăm radio de stat canadian. Un interviu cu un deputat canadian ascult. În 2015 s-a inversat la dânșoleac puterea în Canada și au câștigat liberalii. Și-au pierdut conservatorii. Adică cum au pierdut? Nu au câștigat. Ei oricum au nimerit în Senat, în Parlament, cum se mai cheamă la deși pe acolo. Dar omul care e liderul partidului, Stephen Harper, care era liderul partidului când ei candidau, o demisionat după ce partidul a pierdut. Și iarăși partidul nu a pierdut, partidul a intrat. Dar liderul a demisionat. Și că nu omul ni se propune și distrugerea asta a sistemului ierarhic, care noi îl vedem că Chișneu, împăratul, cel mai de sus, a spune, a-ți dă comanda și a să ajung pe la test plasate. Dacă sistemul de vot uninominal, n-a să mai și așa, mai băieți, n-a să mai și e. A să apară primarul de Ceadăr Lungă, a să apară deputatul de Băcioi și a zică, nu, domnule Placotniuc, tfu, tfu în dumneavoastră în față, între ochi, tfu, eu susțin alegătorii mei din circumscripția mea să nu-mi dictați mie ce să fac.
Tfu, domnule Plahotniuc! Și așa și-o să fie, dragii mei, așa și-o să fie, pentru că omul care a construit această verticală de vilă, tot omul ăsta și-o să-și sape lui groapa, așa-i, Plahotniuc vine să-și sape lui groapa prin votul uninominal. Sau, asta vine să-l avantajeze pe dânsul într-o oarecare fel. I don't know, I don't know, eu nu știu ce urmează să fie, dar cert este că noi am urmărit un interviu perlă, cu un deputat perlă, deputat izvor de înțelepciune, care citește mult, care faci sport, care este în formă și care se gândește la Republica Moldova. Nu, ce ai de reproșat aici? Spuneți-mi, eu n-am nimic de reproșat, eu pot doar să admir. Dragi mei, reamintesc azi o zi de vineri, nu stați prea mult pe Facebook. Hai să mulțumim celor care susțin financiar emisiunea Lumina, care în fiecare lună este susținută de peste 300 de oameni și tradițional trecem în revistă pe cei care recent au devenit patronii emisiunii Lumina. Mariana Mogâldea, Dragoș Groza, Alexander Ursu, Alina Mânza, Igor MST și Marcel Ionașco, care deja a doua oară trimite donații pe PayPal sau a treia oară. Sper să nu greșesc. Sper să nu greșesc. Iar și încă o notiță pentru mulți dintre voi care mi-au scris după spectacolul de la Veneția. Ei, Andrei, dar când vii la Berlin? Hei, Andrei, dar când vii la Seattle? Hei, Andrei, dar când vii în Texas? Când mă chemați, atunci vin. Pe lângă activitatea mea de pe interneturi, mie îmi place să cred că eu pot să fac și comedie stand-up pe scenă. Da? Stand-up comedie, cum asta se mai cheamă? Nu știu în română dacă sunt termeni pentru asta. Dacă voi credeți că ați vrea să vedeți un asemenea om ca mine, live pe scenă, și credeți că puteți să adunați o mână de oameni care îți vadă asta, mai mult de doi oameni, ca să nu ne simțim chiar la un, știi, ca la o activitate intimă. Și dacă asta poate se întâmple într-o scenă, într-o sală cu scenă și scaune confortabile pentru oameni, de ce nu? Hai să ne vedem, scrieți-ne în privat și hai să comunicăm despre asta. Că întrebări de când vii la Paris, când mă chemați, atunci vin, înțelegi, nu vin din voia mea. Că Parisul eu l-am văzut de foarte multe ori pe Google Maps, pe Google View, tare frumos oraș. Și aș mai vrea să-l mai văd, dar poate nu numai decât pe Google Maps. Mulțumesc mult pentru atenție, susțineți emisiunea Lumina, dacă puteți financiar, dacă nu, măcar cu un share, cu un like, mie îmi spune Andrei Bolocan, vă cuprind și atât, mai mult nu trebuie, că încă nu ne cunoaștem chiar așa de bine. Hai noroc, mă duc la trenirovcă. Măi, așa de bine ar fi să avem un om aici, știi, care să stângă în timp ce eu fac live, ar fi fain, dar așa tot eu trebuie să aprind, tot eu trebuie să stâng, știi, nu mă sunt vedete pe deplin, ok. Am o idee, o să se stângă atunci când o să moară bateria. Hai împreună cu mine, luați gantele, n-aveți gantele, luați un copilaș. Hai repejor, repejor, copilaș. Haideți. În Chișinău vin la vară, pe 17 iulie la filarmonic ne vedem. În curând anunț de unde și cum cumpărăm bilete. La filarmonic pe 17 iulie. Da, asta e luni, de la o luni începem o săptămână reușită. Bye-bye! Voi și așteptări aveți, apropo. Ha? Hai noroc.